seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Invitatul meu este domnul Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara pentru dumneavoastră, bună seara pentru toți gorjenii! Mulțumesc că ați acceptat invitația să fiți prezent în această seară la Agenda Locală și asta pentru că știu că aveți o lună foarte aglomerată. Luna decembrie este aglomerată pentru dumneavoastră și în ceea ce privește municipiul Târgu Jiu, piețele, străzile, măsuri în ceea ce privește circulația, dar și foarte multe acțiuni ale primăriei municipiului pentru târgujenii. Da, este adevărat. În fiecare an, la sfârșitul anului, sunt foarte multe evenimente. Dar ne bucurăm că tot timpul am știut să ne organizăm, să supraveghem ca totul să se desfășoare normal. Pot să spun că sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat în anul 2012, așa cum vă spuneam și astăzi în conferința de presă, pentru că a fost un an plin de realizări pentru mine personal, cât și pentru primăria Târgu Jiu, cât și pentru Consiliul Local. O spun că, mă rog, cu bune, cu rele, am reușit să rezolvăm foarte multe probleme pentru cetățenii din oraș. Am respectat, într-un cuvânt, programul de investiții pe anul 2012 și acest lucru s-a văzut și se vede în teren și cred că cel mai elocvent în acest sens este faptul că cetățenii din municipiul Târgu Jiu în luna iunie mi-au acordat din nou votul pentru încă un mandat. De asta spun că a fost un an plin de realizări, un an în care am finalizat foarte multe investiții, dar un an în care am pus și bazele unor investiții mari, unor investiții de care orașul are nevoie. Trebuie să amintim de programul ISPA, prin care se modernizează sistemul de apă și sistemul de canalizare din municipiul Târgu Jiu. Se apropie de finalizare modernizarea stației de tratare a apei din dealul Târgului și modernizarea stației de epurare. Acest program a avut totuși pe parcurs o problemă. Firma care a câștigat licitația a dat faliment, dar pot să spun că în momentul de față s-a ținut licitația, urmează să se desemneze societatea care va continua programul până la finalizare. Programul prin care am modernizat drumurile de rocadă, s-a finalizat, s-a trecut de recepție. Chiar în aceste zile, drumul de centură a fost predat și introdus în circuitul de la nivel de oraș. Deci, într-un cuvânt, s-a dat drumul să se circule cu aprobarea serviciului de circulație din municipiul Târgu Jiu. Trebuie să amintim că am finalizat cele două programe prin care am construit locuințe sociale și locuințe anele. Urmează ca în aceste zile să afișăm lista cu cei care vor primi locuințe. Vom afișa aceste liste săptămâna următoare. Urmează o perioadă de contestație, pentru că asta este. Eu am căutat prin comisia stabilită să fie o repartiție foarte corectă și să primească locuințe tip anele cât și locuințe sociale, cu adevărat cei care au nevoie de aceste locuințe și să nu mai pățim așa cum am pățit în anii anteriori, că au mai primit locuințe și persoane care la ora actuală nu locuiesc și le-au închiriat, dar îi anunț pe această cale, pe cei care practică acest lucru, că vom face verificări foarte riguroase, vom face verificări în primul trimestru al anului 2013 și cei care practică acest lucru vor pierde locuințele respective, pentru că nu este corect ca
să primească o locuință, să nu locuiască și să o închirieze, iar cei care au cu adevărat nevoie să stea în gazdă pe unde pot și ei să se descurce. Aveți astfel de semnale că cei care au locuințe anele? Avem sesizări, avem semnale din partea cetățenilor și vom trece la verificări, v-am spus, în trimestru 1-2013. Și acum câte locuințe anele vor fi repartizate? Deci vom repartiza 168 de locuințe tip anele și 120 de garsoniere cu destinația de locuințe sociale și imediat în primăvară vom începe un alt program prin care vom construi tot în zona Narcisilor încă 150 de garsoniere tip anele. Insistăm ca tot pe același program să mai primim de la guvern aprobare pentru încă un program de locuințe sociale. Mai intenționăm să repartizăm 100 de parcele pentru tineri cu vârstă sub 35 de ani conform legii 15 ca să-și mai construiască case. Deci este practic a treia repartiție. Pe prima repartiție am rezolvat-o pe zona Preajba, s-au construit atâtea și atâtea case. A doua repartiție am rezolvat-o pe zona Narcisilor și de asemenea s-au ridicat să construiesc case și cea de-a treia repartiție o rezolvăm tot la fel în zona Narcisilor pentru încă 100 de parcele. Acest lucru este posibil pentru că am primit teren de la unitatea militară și tot în zona respectivă, pe suprafața primită de la Ministerul Apărării, se vor mai ridica prin Ministerul Apărării încă 3 blocuri cu locuințe tip ANL, cu destinația clară pentru cadrele militare care lucrează în unitățile militare din județul Gorj. Dar ce informații aveți? Se vor mai scoate la vânzare aceste locuințe ANL? Chiar astăzi am avut în audiență o familie care solicită, care insistă să se clarifice odată pentru totdeauna acest lucru, că vor să cumpere locuința în care stau în momentul de față. Am preluat această problemă, o să o punem mai departe. Încă nu știm ce au de gând cei din actualul guvern sau din viitorul guvern cu aceste locuințe. Dar, conform demersurile făcute de guvernul Boc, normal că ele trebuie vândute. Dar știți că și la vremea respectivă s-a încercat, dar numai că prețurile au fost foarte mari și chiar nimeni nu s-a înscris în Târgu Jiu să cumpere așa ceva. Da. Mai multe probleme, da, din câte știu, suprafețele nu corespundeau, prețurile nu mai vorbesc, erau la fel la nivel de țară. Deci da, și nu mai vorbesc că și la noi în Târgu Jiu s-au construit practic în 3 etape, s-au construit după proiecte diferite și unele sunt mai moderne, altele mai puțin moderne. Așa. Mă rog, normal că nu poți să vânzi o garsonieră construită după un proiect diferit. Dacă ar fi să discutăm de cea mai mare realizare a dumneavoastră din 2012, care ar fi aceea? Deci eu consider că cea mai mare realizare pentru mine în 2012 este faptul că din nou cetățenii din municipiul Târgu Jiu au avut încredere în mine, m-au votat din nou primar. Al patrulea mandat, asta înseamnă că lângă echipa mea din primărie am muncit bine și că în linii mari am reușit să mulțumim cetățenii din orașul Târgu Jiu. Normal că nu le-am putut rezolva nici noi pe toate, mai sunt multe probleme de rezolvat, dar se vede că zi de zi facem câte ceva, zi de zi muncim și încercăm să rezolvăm problemele oamenilor. Am înțeles. Au fost și foarte multe alegeri. Anul acesta au dat alegeri locale, da. Referendum, alegeri parlamentare, deci, s-au terminat? Să știți că au fost, dar datorită faptului că am știut să ne organizăm și eu cred că datorită faptului că muncim corespunzător, să nu spunem bine, muncim corespunzător pe funcțiile pe care le avem în administrație, ca reprezentanța ai Partidului Social Democrat, în cazul nostru ca reprezentanța ai USL-ului, am reușit să determinăm cetățenii să ne ajute, să câștigăm alegerile locale, să câștigăm referendumul cu un procent destul de mare și iată acum să câștigăm alegerile parlamentare la un procent destul de bun pe județ, pe vot politic.
și să câștigăm aproape totul, mai puțin un colegiu unde, mă rog, au fost câteva scăpări și scăpările vă respective. Vă referiți la colegiul numărul 1? Da, la colegiul numărul 1, câteva scăpări care ne-au costat și datorită proastei legi în ceea ce privește organizarea alegerilor parlamentare, ne-am trezit că au intrat în Parlament oameni aflați pe locul 3, pe locul 2, oameni care nici nu visau că vor ajunge vreodată în Parlamentul României. Ne bucurăm, în schimb, că am reușit să îl susținem pe actualul premier al României, pe viitorul premier al României și consider că prin modul în care am știut să ne organizăm și prin modul în care am știut să îl susținem, și dânsul mai departe va veni în sprijinul orașului nostru și în sprijinul județului Gorj, pentru că îl cunosc foarte, foarte bine și tot timpul a știut să plătească cu aceeași monedă cu care îi s-a plătit. Dânsul este foarte mulțumit că a câștigat cu un procent destul de bun și acest lucru a fost datorită faptului că ne-am implicat cei de pe plan local, că s-a implicat și dânsul în limita posibilităților, a fost lângă noi, lângă echipa de campanie, dar cel mai mare lucru este că și cetățenii din municipiul Târgu Jiu au sesizat ocazia pe care o au sesizat că au un candidat puternic, un candidat capabil care să facă ceva pentru orașul nostru și au venit într-un număr foarte mare la vot. N-am avut niciodată un procent de prezență mai mare ca acum și au votat cu încredere Victor Ponta. N-am mai amintit de campanie pentru că nu merită acest lucru ca noi târgujenii să ne mai aducem aminte de ce a făcut Dan Diaconescu la Târgu Jiu. Dacă am muncit ani de zile alături de cetățeni, împreună să facem din Târgu Jiu un oraș cunoscut, un oraș curat, frumos, un oraș respectat, mai ales datorită fotbalului, datorită activităților sportive și de ce să nu spunem mai departe datorită faptului că de la Târgu Jiu a plecat și Constantin Brâncuș și reușisem să fim un oraș foarte cunoscut datorită lui Brâncuș pe plan extern și datorită activităților sportive în general pe plan intern. Dar a venit Diaconescu ca într-o lună de zile să ne facă de râs, să ne facă că noi suntem un oraș plin de săraci, un oraș plin de nenorociți, așa cum se exprima, dar vom avea puterea și tăria să demonstrăm tuturor din România că nu este adevărat, că Târgu Jiu este un alt oraș și că la Târgu Jiu oamenii sunt oameni de calitate și sunt cu totul și cu totul altfel față de cum i-a prezentat Dan Diaconescu. Avem și număr de telefon așa pe micul ecran pentru cei care vor să intre în legătură directă cu noi, 0353805901. Nu știu, mai avem telespectatorul la telefon, a avut răbdare să aștepte? Da. Bună seara! Salut, Măra! Vă ascultăm! Scuze că a trebuit să așteptați atâta. Multă stipă și tot respectul pentru domn primar Cârciumaru. Bun, vă mulțumesc, să trăiți. Mă numesc Ion Racoceanu din Comuna Scrivilești. Oh. Da, vă ascultăm. Domnul primar, da. Eu am o nemulțumire sufletească din punctul meu de vedere. Eu nu înțeleg cum de a ajuns acel nemernic, acel orbete, acel nenorocit de Dan Diaconescu din Caracal să vină să candideze în Târgu Jiu, să le facă pur și simplu gheriți pe noi tot Gorjul, de la cap la cap. Domnul Racoceanu, s-a văzut clar că a fost trimis de Traian Băsescu cu misiunea de a-l încurca pe domnul Victor Ponta, dar le mulțumesc încă o dată târgujienilor că nu au intrat în această cursă și că l-au taxat, cu toate că, într-adevăr, 10.000 de târgujieni au ieșit și l-au votat, dar procentul celor care au venit pentru Victor Ponta a fost mult mai mare și domnul prim-ministru este chiar mulțumit de ce procent a obținut, joi va veni la Târgu Jiu, ca prin intermediul posturilor de radio și prin posturilor de televiziune să mulțumească tuturor târgujienilor
pentru că au fost lângă dânsul, pentru că l-au susținut și că a reușit cu toată opoziția care a venit din partea lui Traian Băsescu prin Dan Diaconescu. Asta este, am Deci suportat o ați lună adus de toate teroare, smecheria. de stres. Eu am fost cel mai terfelit dintre toți, alături de domnul Călinoiu, alături de domnul Caragea și, mă rog, alături de domnul Victor Ponta. Dar știți cum e, atunci când obții victoria și suntem cu toții bucuroși, dăm la o parte totul. Sunt mândru și bucuros că am avut pentru cine suporta mizeriile lui Dan Diaconescu și că prin munca noastră Târgu Jiul dă un prim-ministru, lucru care va rămâne în istoria României. Nu este de aici dincolo să dai unei țări un prim-ministru. Și sunt sigur că domnul Ponta ne va ajuta în continuare. Încă o dată, repet, sunt mândru că am avut pentru cine suporta toate mizerile care au venit din partea lui Dan Diaconescu la adresa mea, a familiei mele și la adresa tuturor târgujienilor. Și eu sunt mândru în felul meu de cetățean și nu știu dacă vă mai aduceți aminte, am fost președinte de partid 12 Știu, ani de știu, când a știu, vă PSD-ului. știu. Așa. Și dar eu pe mine la ora actuală m-a deranjat și mă deranjează enorm, enorm, enorm de mult ceea ce a făcut acest nemernic de om în județul nostru. Noi nu meritam așa ceva. Noi nu meritam așa ceva. Și aș avea o rugăminte la dumneavoastră, ca dumneavoastră, procesele intentate lui Dan Diaconescu, să nu vă lăsați de ele, să vă mențineți în continuare, în continuare. Să știți că le-am făcut, atât eu cât și domnul Călinoiu, domnul Caragea în calitate de comandant al poliției și o să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Dar mare lucru nu se va întâmpla atâta timp cât încă Băsescu mai are justiția în mână, când Băsescu are toate instituțiile care își judecă deocamdată. Dar trece timpul și o să vedem ce iese până la urmă. În 2014 o să termine și Băsescu, o să ne scăpăm de el și așa că de atunci înainte o să stăm de vorba altfel. Da, am înțeles, domnul Racoceanu. Bine. Mulțumim Bine, vă mult mulțumesc pentru telefon. O să seară trăiți. bună. Sărbători fericite. Vă mulțumim, la fel, să trăiți. Sunam de luna decembrie, o lună foarte aglomerată. Da, Ce acțiuni aveți? este o lună plină de evenimente. Am trecut peste perioada alegerilor și din mers am intrat în alte acțiuni foarte importante pentru sfârșitul de an. Am finalizat la nivel de municipiu împodobirea orașului și orașul arată foarte frumos și mă bucur acest lucru că și copiii din Târgu Jiu au posibilitatea să se bucure de modul cum arată orașul de sărbători, nu se vadă numai la televizor. Am luat măsuri ca totul să se desfășoare în ordine în această perioadă. Știm cu toții că avem o aglomerație de nedescris pe circulație, aglomerație în ceea ce privește zonele aglomerate, piețe, târguri. Ne-am întâlnit cu poliția rutieră, ne-am întâlnit cu jandarmeria, deci consider că nu o să fie probleme în ceea ce privește fluidizarea circulației la nivel de municipiu, O să vă dar rog să vă mențineți ideea, da. pentru că se pare că mai avem un telespectator la Da, cum telefon. să. Bună seara, stați în direct. Bună seara! O doamnă, vă Bună seara ascultăm. dumneavoastră și domnului primar. Da, bună seara. Domnul primar, sunt foarte supărată pe cuvintele pe care le vorbiți la televizor. Nu sunteți unic în Târgu Jiu și Da. nu mai vorbiți în numele tuturor gorjenilor. Doamnă, dar nu vă supărați, sunt primarul municipiului și de regulă Da? așa vorbește un primar în numele cetățenilor pe care îi reprezintă. Nu, Că nu, m-ați votat nu. dumneavoastră sau nu m-a votat, aia e treaba dumneavoastră. Eu Nu-i sunt primarul problema asta. tuturor. Eu Și am dat telefon și vreau să dacă nu vă vorbesc convine, eu. veniți și lămurim lucrurile. Aia e părerea Nu, dumneavoastră nu, și păi la punctul dumneavoastră dumneavoastră nu de se poate vedere. lămuri nimic, pentru că Dar eu nu dumneavoastră pot să aveți supor putere ca primar absolută în când guvern. reprezint oamenii din Târgu Jiu ca un Dan Nu. Diaconescu să vină să jignească târgujienii. Domnul Păi, primar, mă lăsați să vorbesc și păi. eu? Păi dumneavoastră nu reprezentați
tot... Ba da, doamnă, ba da, vă reprezint și pe dumneavoastră, cu toate că vă convine sau nu vă convine, vă reprezint. Și dacă sunteți fană Dan Deaconescu, luați-vă de mână cu el, doamnă, luați-vă de mână cu el. Cu el, o să te iei dumneata de mână cu cine? Da, păi luați-vă de mână cu Dan Deaconescu, doamnă, că... Dar nu la toți ne convine, doamnă, nu-i vorba de Dan Deaconescu. Bun, gata, am înțeles. E vorba că te vrea schimbare în Târgu. Deci, doamnă, nu intru cu dumneavoastră în dialog din ăsta, dacă vreți să continuăm, haideți veniți la primărie și lămurim lucrurile, da? Aici este o emisiune pentru municipiul Târgu Jiu, unde să spunem ce probleme am rezolvat, ce avem de rezolvat pentru sărbători. Nu să vorbim de Dan Deaconescu, un nei ca în drum trecător prin Târgu Jiu. Păreri pro și contra, domnule primar. Păi, bineînțeles. Poate că sunt oameni care îl apreciază pe Dan Deaconescu, bineînțeles, și apreciază, da, imaginea făcută a municipiului nostru la nivel național. Ați văzut, deci, bineînțeles, cei din București, deci, de Târgu Jiu. O doamnă care probabil este supărată pe anumite instituții din Târgu Jiu, este supărată pe Cârciumaru, este supărată pe Ponta sau este supărată pe nu știu ce serviciu din primărie, dar nu așa trebuie să privim lucrurile. Eu trebuie să privez lucrul pe ansamblul, prin atitudinea pe care a avut-o, prin modul în care a ținut campania, acest individ nu a făcut altceva decât să jignească orașul Târgu Jiu, să arunce cu noroi în imaginea orașului Târgu Jiu și în toți oamenii din acest Târgu Jiu. Doamna, dacă îi convine să fie, mă rog, cu Dan Deaconescu, să ducă. Cum poți să ai încredere în acest individ? Eu nu am nimic, cum am spus-o și în campanie. Dom'le, nu-l suporți pe Cârciumaru, nu-l suporți pe Victor Ponta, pe Călinău sau pe Caragea. Asta nu înseamnă că acum eu trebuie să susțin un om care nu poate nimic, oferi nimic acestui oraș. Deci, până la urmă, nu poate oferi, nu face altceva decât să mintă. Rar mi-a fost vreodată să văd un om care să mintă așa cum minte acest individ. Dar nu văd. Ia mințit că le dă bani pe banere, au plecat, nu le-a dat niciun leu. Au mințit că le dă nu știu ce pe carnet, nu le-a dat nimic. Câte și mai câte minciuni. Chiar nu sesizăm, chiar nu realizăm. Haideți să vedem ce este bine pentru oraș, pentru copiii noștri, nu pentru mine individual. Bun, asta se lucru care țin până la urmă de campanie electorală, da, bineînțeles, domnule primar. Asta a fost campanie, nu-i convine pe Târgu Jiu, este imaginea făcută municipiului nostru la nivel național. Da, bineînțeles. Toată lumea, sunau oamenii de peste tot și pe dumneavoastră, pe unde aveați cunoștințe, prieteni. Bă, dar ce se întâmplă la voi, mă? Chiar așa de săraci ați ajuns ca acest individ să vă arunce biscuiți? Asta este imaginea orașului, să fac glume între tineri la ora actuală. Că dacă se întâlnesc 10 tineri din altă zona țării cu unul din Târgu Jiu, bă, hai să-ți dau un pachet de biscuiți. Aici au început glumele pe seama târgujienilor. Eu nu am nimic cu acest individ și eu am avut o părere bună despre el, până când a ajuns la Târgu Jiu aici și nu că s-a luat de mine. Deci poate să se ia de mine și, cum spuneam, nu mă suportă pe mine sau pe ăsta, sau vroia să ajungă la Ponta prin mine sau prin altcineva. Dar nu-ți bate joc de un oraș, domnule, ne făcea proști. Adică chiar așa de slab suntem noi cei de la Târgu Jiu. Noi n-am mai văzut spectacol până la acest individ, noi n-am mai văzut brad până la acest individ, cum spuneam pe insuliță, v-am adus un brad de n-ați văzut. Sau spunea că pe insuliță sunt 20.000 de oameni și la Ponta, în piața prefecturii, sunt 300-400 de oameni. Păi chiar așa ne crede de slab de fraier, noi nu n-am văzut. Și trebuie să reținem că eu ce am făcut în piața prefecturii în acea seară de 1 decembrie, n-am făcut electoral. Noi așa facem de ani de zile. Târgujienii au participat într-un număr record, nu numai acum. Și anul trecut au participat foarte, foarte mulți. Deci noi așa trebuie să gândim și bineînțeles că nu pot eu prin explicațiile mele să conving anumiți oameni, să le schimb viziunea. Până la urmă, turcenii să vă convinge. Din cum avem un telespectator la telefon, o doamnă sau un domn? Bună seara, să țin direct. Bună seara, bună seara. O doamnă. Bună seara, sunt o doamnă. Mă numesc Neche Ioana, Târgu Jiu. Da. Îi doresc, domnul primar, tot binele din lume, multă sănătate. Toată fericirea de sărbători la întreg personalul al primăriei, al Consiliului, inclusiv lui domnul prim-ministru Victor Ponta. Să le dea Dumnezeu putere de muncă și sănătate. Deci, vă mulțumim, doamnă. Multă deci, vreau să multă se înțeleagă... Multă sănătate și dumneavoastră, doamnă, sărbători fericite, Dumnezeu, tot ce vă doriți dumneavoastră. Eu
Sunt primarul orașului, exact cum am fost și acum, când și domnul prim-ministru la fel. În momentul când am câștigat o competiție, trebuie să le mulțumești și celor care te-au votat și celor care nu te-au votat. În momentul în care am devenit primar, sunt primarul tuturor și tuturor cetățenilor din orașul nostru. Și eu trebuie să am respect pentru toți, eu trebuie să-i tratez în mod egal pe toți și nu trebuie, acum că anumite persoane au fost lângă Dan Deaconescu, eu ca persoană și instituția să se răzbună. Nu, ce a fost în campanie, a fost în campanie, dar de aici încolo trebuie să vedem lucrurile așa cum trebuie să le vedem și să folosim poziția de prim-ministru. Uitați-vă foarte mult treaba aceasta. Mai avem un telespectator la telefon. Bună seara, stați în direct. Sărumâna, bună seara și sănătate domnului primar. Da, vă mulțumim. Sunt un cetățean de la Scoarța. Da. Ne cunoaște, domnule primar. Aș vrea să vă felicit pentru victoria obținută. Este victoria tuturor. Sigur, știți destul de bine, vremea a fost așa cum a fost și totuși oamenii care au fost oameni au fost alături și vă vor fi alături. USL-ul a fost și rămâne o forță. Vă mulțumim și așa trebuie privite lucrurile. Eu primesc cu bucurie în orice emisiune telefoane de la toți cetățenii, cu critică, cu laude, pentru că ăsta mi-este postul, dar să fiu criticat pentru faptul că n-am dus la deplinire o anumită lucrare, un anumit program, nu că, vedeți, doamne, l-am deranjat pe Dan Diaconescu, care a călcat în picioare demnitatea fiecăruia dintre noi. De asta spun că doamna n-a avut dreptate și de asta puțin am ridicat tonul, pentru că ăsta este adevărul adevărat. Acel individ, împreună cu cei care au venit din București, cu cei care au venit din toată țara, pentru că ce a făcut ca echipă de campanie, n-a făcut campanie cu oamenii de la noi. Foarte puțini au avut din Târgu Jiu. Toți au fost plătiți și au venit din alte zone, din Petroșani, și pur și simplu ne-au călcat în picioare ca cetățeni, ca imaginea orașului. Și eu ce să fac acum ca primar al orașului? Trebuie să ies prin centru peste tot și așa foarte multă lume m-a criticat că nu am ieșit mai dur, n-am reacționat mai dur la acuzele pe care mi le-a adus. N-am ieșit pentru că așa am considerat eu că este bine să îmi fac treaba, să îmi fac datoria ca primar. Toți mă cunosc ca un om care nu am avut probleme cu niciun politician. Am căutat să stau deoparte și cu acest individ, să-mi organizez campania, să-mi duc mai departe activitatea ca primar, dar toate au avut o limită. Eu vreau să spun, dacă tot a venit vorba, vreau să spun cetățenilor din municipiul Târgu Jiu cu această ocazie că nu este absolut nimic adevărat din ce acuze mi-a adus acest individ. Nu am nicio firmă și pot să merg oriunde și cu toți care vor să se vadă acest lucru, le dau scris ca toate firmele care mi-aparțin mie să le ia. Dânsul, nu este nimic adevărat ceea ce se vorbește, pur și simplu folclorul ăsta există de ani de zile, că am firma Polaris la Constanța și că Mazării la Târgu Jiu. Am mai spus-o de ei în ori, dar văd că încă mai există. Discuții. Este adevărat că soția dumneavoastră are o firmă de nevastă mea n-are nicio firmă de flori. Să vină că îi le dau cei care susțin acest lucru cu cea mai mare plăcere. Ce m-aș bucura să am acțiuni la Grimex, ca nevastă mea să nu se calce dimineața cu colegii pe picioare la poartă și să fie patroană. Ce m-aș bucura ca fata mea să aibă firme, nu să lucreze la Bierădă Timișoara de dimineață până seara, dar n-am putut să fac acest lucru pentru că nu am calități și inclinații de om de afaceri. Am făcut și fac cu plăcere ceea ce pot să fac și unde am văzut că mă pricep, adică să fiu un gospodar orașului și să organizez și să conduc activități pe altă linie și niciun caz în mediul de afaceri. Să nu mai spun, aș bucura dacă insulița ar fi a mea, dar din păcate nu este absolut nimic. Și multe, multe acuze și multe, multe acuze aduse de un individ, dacă au ajuns până acolo încât
băteau în coloană să inducă lumea în eroare din Târgu Jiu, din țară, că de fapt coloana nu-i turnată din fontă, ci din oțel. Numai aberații, numai minciuni, 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 care aceste minciuni promovate pe un post de televiziune la audiență maximă noaptea în toată țara n-au dus decât să stirbească din imaginea orașului nostru, din demnitatea noastră de târgujeni, de gorjeni. Îmi pare rău că au existat și există printre noi oameni care au avut încredere în acest individ care, așa cum spunea cineva că de domnul Ponta, că atunci când vorbește sau când respiră minte, acest lucru nu este valabil pentru domnul Ponta, pentru că domnul Ponta a demonstrat că ce a promis a făcut de când este prim-ministru. Acest lucru este valabil pentru Dan Diaconescu și faptul că l-au votat pe Victor Ponta într-un număr atât de mare, eu țin să le mulțumesc și o să vadă și o să vedem cu toții că Victor Ponta, cât va fi prim-ministru, va ajuta foarte mult orașul, cât și județul Gorj. Acțiune, un produs pentru fiecare? O mai faceți anul acesta? Deci ne oprisem la circulație, la ordinea publică, deci vreau să asigurăm târgujenii că în această perioadă sunt luate toate măsurile ca totul să descurce, să se desfășoare normal. Avem foarte multe acțiuni prin Direcția de Protecție Socială, prin coordonarea doamnei directoare Ciobanu alături de Primăria Târgu Jiu și se vor desfășura foarte multe acțiuni la cluburi. Vom veni în sprijinul celor care nu au venituri, în limita posibilităților, de acolo de unde am putut să facem rost de bani cu aprobarea Consiliului Local, o să încercăm să ajutăm foarte multe familii cu pachete, cu cele necesare de sărbători. Vom merge pe 18 la familii 60 de familii, vom merge acasă cu multe produse specifice Crăciunului. Vom organiza spectacole pentru cei care sunt înscriși pe la cluburile vârstei a treia, dar nu numai pentru ei, pentru că toți își aduc și neamuri și rude și prieteni la spectacolele respective. Încercăm ca prin spectacolele pe care le vom prezenta să intrăm în atmosfera tradițională a Crăciunului și a Anului Nou. Revelionul solidarității. Eu nu țin cont de absolut nimic. Ce a fost în campanie a fost în campanie. O parte din copiii de la liceul numărul 3 au fost folosiți în campanie pentru că, mă rog, li s-a plătit. Și eu nu țin cont de acest lucru pentru că sunt primarul tuturor și o să le organizez în continuare Revelionul solidarității. În noapte, deci o să organizăm revelionul focul sau noaptea de revelion cu focul de artificii și eu pot să spun pot să spun că din fericire, cu toate că este foarte greu pentru mine în noaptea de revelion să oficiez 24 de căsătorii anunțate până acum, s-ar putea ca numărul să crească, anunțate până în momentul de față, îmbucurător pentru noi, pentru târgujieni. Deci avem imagine frumoasă prin această organizare de eveniment, de căsătorie în noaptea de revelion. Avem tineri din Harghita, tineri din Călăraș, tineri din Timiș, deci din patru județe, nu mai știu care e al patrulea județ, deci din patru județe avem tineri care vin să se căsătorească la Poarta Sărutului. Cara Severin, Timișoara, Harghita, Călăraș, deci patru județe. Mulțumesc deci mult pentru prezența. Sunt tineri care vin să se căsătorească și îi invit chiar să vină mai mulți, cu toate că este foarte, foarte greu pentru mine. Să dea Dumnezeu să fie o lună decembrie cât se poate de frumoasă, să nu aveți prea multe probleme cu zăpada, da. Dumneavoastră, cei deci de la edilitarea. Suntem aici, facem față și la zăpadă, și la căsătorii, și la toate evenimentele. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră, multă sănătate, sărbători fericite, mulțumesc pentru prezență. De asemenea, la mulți ani, și eu pot să spun la mulți ani pentru târgujeni, pentru gorjeni, sărbători liniștite și fericite lângă cei dragi. Domnul Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu, a fost invitatul nostru la agenda locală. Sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.